frați și surori, cu adevărat, așa cum era menționat, este o sărbătoare în Biserica Betel, aici la dumneavoastră. Toți ne bucurăm de această lucrare. Să știți că chiar în bisericile mari, asemenea lucrări nu sunt mereu întâlnite. Sunt mai rar, de aceea este o lucrare deosebită, dar este o lucrare pe care Domnul o hotărât-o la nivelul bisericii, la nivelul mădularelor, la nivelul trupului său. De bună oară, Biblia spune în Faptele Apostolilor, capitolul 13, în biserica din Antiohia erau niște proroci învățători și au zis numai ce nume. Barnaba, Simon numit Niger, Luciu din Cirena, Manaen, care fusese crescut împreună cu cârmuitorul Irod și Saul. Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt le-a zis, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Cel ce face chemarea este Domnul. Biserica doar descifrează. Astăzi este o materializare a ceea ce deja este hotărât sus, la Domnul. El a hotărât. Și astăzi se consumă acest eveniment hotărât de Cel Preanalt. Tot în acest context considerăm, Apostolul Pavel spune aici în Tit, era vorba de o rânduială, de o disciplină. Biserica, în biserică este o rânduială extraordinară. Cineva spunea că se aseamănă cu un stup de albine. Într-un stup, dacă te uiți, este o rânduială extraordinară. Albine lucrătoare, albine luptătoare, albine care tot timpul sunt cu matca și o păzesc. O curățenie extraordinară într-un stup. Auziți numai ce spune Pavel în textul care a fost citit dimineață ca suport al părtășiei noastre. Te-am lăsat în Creta ca să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit. Rânduiala Domnului. Asta este o rânduială a Domnului. Asta nu înseamnă că ceilalți sunt doar spectatori, nici pe departe. În biserică toți sunt chemați să lucreze. În Matei, în capitolul 20, foarte frumos aici, cuvântul consemnează, zice, pilda lucrătorilor vie, asta ca o notă generală pentru cei prezenți aici, nu cumva cineva să se simtă frustrat, văduvit. Dar numai cei cinci sunt chemați, nu numai ei. Ei au chemarea lor. Vedeți, la nivelul trupului, trupul este asemănat cu biserica, mădularele trupului. Mădulare care se văd, dar sunt mădulare care nu se văd, de care depinde foarte mult buna funcționalitate a organismului, al trupului. Fiecare are locul ei, rolul ei, bine definit în trup. Bine definit în trup. Spune aici Matei, capitolul 20, zice că fiindcă împărăția cerurilor se aseamănă cu un gospodar care a ieșit dis de dimineață să-și tocmească lucrători la vie. Și cunoaștem, nu mai amintesc în detaliu ce spune aici. Dar printre altele aici vreau să amintesc ceva. Chemarea este pentru toți. Stăpânul a ieșit să-și tocmească lucrători la vie. Toți sunt chemați în lucrare. Du-te, fiule, Matei 21, versetul 43, du-te de lucrează azi în via mea. Asta e porunca tatălui. Este datoria fiului, este timpul, astăzi. Și arată și locul în via mea, nu în altă parte, în via mea. Iar în final, sigur, stăpânul are și o recompensă, o răsplată, o răsplătire. Deci chemarea este pentru toți, timp este pentru toți. Dis de dimineață, la ceasul al treilea, la ceasul al șaselea, al nouălea, al unsprezecelea. Timp este pentru toți. Și cel care este chemat la mântuire mai târziu, este chemat să lucreze. Să știți că Domnul nu are șomeri în biserică, în biserica Lui nu există șomaj. Toți sunt chemați să lucreze. Apoi să nu uităm că există de lucru. Pe toți care i-o chemat, i-o chemat să lucreze. De lucru pentru toți. Eu aș vrea, sigur, Domnul să ne cerceteze pe toți cei prezenți în această zi. Amin? Amin. Să ne întrebăm noi ce lucrăm. Lucrăm fiecare? Apoi există loc pentru toți, în via mea și, în ultimă instanță, răsplată pentru toți. În final va fi și răsplătirea.
Și Domnul știe să răsplătească, cum El răsplătește, nimeni nu știe. Plata pentru toți este la fel, viața veșnică, dar răsplătirile nu sunt la fel. Răsplătirile sunt deosebite, funcție de cum te-ai dăruit, cum ți-ai împlinit lucrarea. De aceea, în această zi, aș vrea, când plecăm de aici, să plecăm fiecare și cu o cercetare personală, cu o hotărâre. Doamne, la ce sunt chemat? Ce fac eu în lucrarea Ta? Cum mă dăruiesc? Lucrez? Unde am ajuns în dreptul meu cu chemarea, cu lucrarea la care Tu m-ai chemat? Auziți numai ce spune Biblia, de bună oară, tot în acest context, în Corinteni, în 1 Corinteni, în capitolul 12. Aici arată la fel vis-a-vis de toți cei prezenți. Versetul 14. Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe, o multitudine de mădulare. Trupul nu sunt numai cei cinci și ceilalți care au fost înainte ordinați, nici pe departe. Trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Versetul 18 din 1 Corinteni, capitolul 12. Acum, dar, Dumnezeu a pus mădularele în trup, pe fiecare așa cum a voit El. Așa să reținem. Noi vorbim aici de o biserică care este călăuzită, Duhul Sfânt o să spunem timp deoparte. O biserică care este a Domnului, o biserică care dorește cu toată ființa să-L slujească și să fie la îndemâna celui preanalt. Acum, dar Dumnezeu a pus mădularele în trup, pe fiecare, așa cum a voit El. Un alt principiu, un al treilea, auziți versetul 22, ba mai mult, mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuință. Cum, nu numai cei ordinați? Nu. Mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuință. Au locul lor. Spunea fratele Băliș, printre altele, pare mi se că ieri, că într-o împrejurare, o soră în vârstă, i-a spus, zice, eu m-am rugat pentru tine și am completat ceea ce lipsea. Foarte important, mădularele, rugăciunile care trebuie să se înalțe pentru lucrători, pentru lucrare, pentru bunul mers al lucrării, pentru vestirea Evangheliei, pentru ușa care să fie deschisă, pentru inimile care sunt prezente să lucreze Domnul, să dea mântuire. Dar mai există încă un principiu, e foarte important, auziți numai versetul 26, și dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el. Eu mă pot verifica tot timpul, sunt în trup sau nu sunt în trup. Sunt un mădular aici în biserică, sunt chemat, am onorat chemarea celui preanalt. Dacă suferă un mădular, dacă suferă împreună cu el, înseamnă că totul este în ordine, sunt încă în trup. Dacă mă identific cu cel care este căzut între tâlhari, dacă încerc să-mi fac partea mea, de aia biserica e o forță extraordinară, cum e Betel, o biserică mare. Păi nemaipomeni rugăciuni care să se înalțe, păi Domnul ascultă rugăciunile. Domnul este Cel ce dă biruință, este Cel ce ne garantează înaintarea. Și dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el. De multe ori am zis, zice Biblia, plângeți cu cei ce plâng și bucurați-vă cu cei ce se bucură. E mult mai greu să te bucuri cu cel ce se bucură. E mai ușor să plângi cu cel ce plânge. Dacă cineva trece prin necazuri, ești sensibilizat și plângi. Dar e mai greu, atunci te poți testa. Dacă mă pot bucura de succesul celui de lângă mine, când are succes mai mare, când familia lui este parcă mai binecuvântată decât a mea, atunci când văd în copiii lui că au dorința de a-L sluji, de a se apropia de Domnul, mă pot verifica și pot sigur să realizez, sunt pe o cale bună? Păi dacă David a spus în Psalmul 139, cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște-mi inima, vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea mântuirii. Așa să nu uităm, poți să fii pe o cale rea și să nu realizezi. Cum David? David a fost și proroc, un om al lui Dumnezeu. Cercetează-mă și cunoaște-mi, vezi dacă sunt pe o cale rea. De aceea în această zi, încă o dată, Doamne, binecuvântă-i pe cei cinci. Dar Dumnezeu să binecuvinteze și pe ceilalți lucrători și apoi să binecuvinteze tot poporul Său. Așa câteva particularități să le amintesc
în continuare scurt, fără multe comentarii. Primul lucru, trei cerințe, au fost foarte frumos amintite astăzi multe lucruri extraordinare. Dacă am fost cu inima deschisă, Dumnezeu ne-a vorbit. Dar mai vreau și eu, și apoi sigur va continua puțin fratele Andrei cu ceea ce Domnul i-a pus pe inimă. Zice aici în Tit foarte frumos, încă o dată, în textul care a fost citit, zice aici în versetul 6, dacă este cineva fără prihană, fără prihană, în versetul 7, căci episcopul ca econom al lui Dumnezeu trebuie să fie fără prihană, fără prihană, foarte important. Nu numai episcopul, tot poporul care vrea mântuirea, nu există fără neprihănire, dar când e vorba de slujitori, acolo în mod deosebit. Se cere o măsură, un standard de neprihănire la slujitor. Eu de multe ori mi-am zis, Doamne, există trei ipostaze în dreptul slujitorului. O primă ipostază, relația lui cu Domnul, e cea mai importantă. De relația lui cu Domnul depind toate celelalte. Foarte ușor să vii în fața poporului când relația cu Domnul e în ordine, pe verticală. Când în viața slujitorului nu lipsește rugăciunea, nu lipsește cuvântul, nu lipsește părtășia personală cu Domnul, e foarte ușor. Dar apoi o a doua ipostază este cea a familiei. Să știți că mai importantă decât biserica pentru slujitor este familia. Știți cine îl poate descalifica pe un slujitor? Familia. Soția îl poate descalifica. Îl pot descalifica copiii în timp slujitorul să nu mai aibă autoritatea pe care Dumnezeu vrea să o aibă. Ca să ai autoritate, trebuie și spatele să-ți fie asigurat. Soția, copiii, contează extraordinar. Soția slujitorului trebuie să fie un model pentru ceilalți, un exemplu pentru surori. Copiii slujitorului, la fel, tot se uită la ei. Este extraordinar să-ți poți deschide gura și să ai autoritate când spatele ți este asigurat, când familia este în ordine. Și apoi, sigur, cea de-a treia ipostază este biserica. Când vii în biserică să faci lucrarea, să ai libertate. De aceea am vrea să nu uităm, dragii mei, prima cerință, o întăresc, este starea de neprihănire. Vis-a-vis de starea de neprihănire, știți ce spune printre altele Biblia? De bună oară spunem Psalmul 119, foarte frumos aici. Omul lui Dumnezeu spune în versetul 40, iată, doresc să împlinesc poruncile tale, fă-mă să trăiesc în neprihănirea cerută de tine. E o neprihănire cerută de Domnul, da, sunt și oameni care cer neprihănirea lor, au neprihănirea lor pe care o pun înainte. E o neprihănire cerută de Domnul. Foarte importantă această stare de neprihănire. Sigur, Biblia vorbește mult de ea, dar când e vorba de slujitor, el trebuie să aibă această stare, un standard. Zice aici, versetul 23 și 24 din Cartea Efesenilor, capitolul 4, să vă noiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul, Biblia, Domnul, El e adevărul. El dă această măsură, standard, etalon pe care noi îl avem. Când e vorba de popor, în general, dar când e vorba de slujitori, în mod special. Păi nu se poate. Trebuie să ai acest standard. În cartea Filipeni spune aici tot în această direcție. Zice versetul 14, capitolul 2, faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli. Ca să fiți fără prihană și curați copiii lui Dumnezeu, fără vină, extraordinar, ce cerințe! Fără vină în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume. În capitolul 3, versetul 9, continuă ideea și spune, zice, și să fiu găsit în El, în Domnul Iisus, nu având o neprienire a mea, nu având o neprienire a mea, pe care mi-o dă legea, ceea ce care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Auziți, Dumnezeu dă acest standard, măsură de neprihănire. Pentru cei cinci doresc din inimă, Doamne, lasă starea de neprihănire peste ei. Ajută-i să trăiască în această neprihănire. Cea de-a doua cerință pentru un rob, pentru un slujitor.
Auziți ce frumos vorbește în 2 Timotei, în capitolul 2. Zice, ferește-te de întrebările nebune și nefolositoare, că știi că dau naștere la certuri. Și auziți, robul Domnului nu trebuie să se certe, să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința ca să ajungă la cunoștința adevărului. Robul Domnului trebuie să aibă acest standard de blândețe. De altfel, Domnul spune în Matei 11, veniți și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Blândețea este o floare rară, spunea cineva. Trebuie ca lacrimile pocăinței să ude terenul smereniei ca să crească această floare rară. Și la ora actuală e rară, a blândeței. Să știți că nota de autoritate a lucrătorului nu-i dată prin vocea lui, nu din punct de vedere fizic, da, de unde? Să ai autoritate e un lucru mare. Aia înseamnă să ai un standard de spiritualitate. Și una din cerințe este blândețea. Auziți ce paradox! De multe ori îmi zic, Doamne, cele mai frumoase și înalte combinații le găsim aici în Biblie, în cuvânt. Încă o dată, robul Domnului nu trebuie să certe, să fie blând cu toți. Da, atunci mai am autoritate dacă sunt blând. Cum nu este o slăbiciune, blândețea nu e o slăbiciune, e o forță, o putere. Valorile înaintea lui Dumnezeu sunt răsturnate. Ca să ai autoritate, trebuie să stai sub autoritate. Peste cei mari sunt alții și mai mari. Eu am întâlnit pe parcursul anilor multe oameni care au încercat ei singuri. Nu ori ținut cont de alții, nu se poate. Noi depindem unii de alții, să știți, și toți depindem de cel prea înalt. El este capul. Și robul Domnului nu trebuie să certe, să fie blând cu toți. În stare să învețe pe toți, se spune aici, plin de îngăduință răbdătoare. Zice, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința ca să ajungă la cunoștința adevărului. Știți ce spune în Psalmul 45? Foarte frumos. Războinic vitează, încinge sabia, podoba și slava, suie-te în carul tău de luptă și apără. Auziți, războinicul vitează Domnul Iisus. Auziți ce apără El? Blândețea, adevărul și neprihănirea. Și dreapta ta să se lucească prin isprăvi minunate. El apără blândețea în primul rând. Un om al lui Dumnezeu nu trebuie el să se apere în biserică? Nu, a făcut o gafă în momentul în care încearcă să argumenteze. Nu mi-argumentez eu neprienirea, starea mea, e cineva care mă apără. Pe lucrător îl apără Domnul. El apără. Eu trebuie să fiu doar reprezentantul lui. Eu trebuie să reprezint blândețea lui, neprienirea lui și adevărul lui. Și el este cel ce mă apără. Multe pe parcursul anilor le-am văzut, odată într-o împrejurare, eram pornit și frații mă provocau, frate Eugen, dar trebuie să ieși înainte, trebuie să-l stopez. Și Domnul mi-a spus, zice, stai liniștit, zice, că vreau eu să ies înainte. Și a ieșit Domnul înainte. Și când Domnul iasă înaintea cuiva, sigur, este extraordinar. Să apere Domnul când îți apără cauza familiei de bunoară. Ai o problemă la în familie, e nemaipomenit. Păi e o autoritate, e o putere. Înaintea celui preanalt, un om care are aceste calități și chemări din partea lui Dumnezeu și le trăiește, rugăciunea lui ajunge categoric înaintea Domnului. Să îndrepte cu blândețe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu, ca să ajungă, le va da pocăința ca să ajungă la cunoștința adevărului. Doresc încă o dată, Doamne, lasă neprienirea și blândețea peste cei cinci. Amin. În familie, ce frumos, și eu, la fel cum era menționat azi, foarte frumos, nu concep să fie stări tensionate, nu în ordine. Ceartă între soț și soție. Nu, în ordine, așa ceva. Mai auzim uneori, frate, dar mai așa cum se mai întâmplă printre noi. Cel care e păcătos, el crede că toți sunt păcătoși ca și el. Mincinosul crede că toți mint ca și el. Nu, asta e voia lui Dumnezeu, nici pe departe. El vrea armonie și așa. Avem atâtea altercații, lupte, dușmani. Dar e nemaipomenit în familie să fie un colț de rai. Familia, un colț de rai. În biserică.
Îmi place Domnul Iisus pe cruce, o împlinit ce mai lipsea de împlinit. Zice Biblia că acolo pe cruce s-o comporta ca un stăpân, nu ca un, muribund, nu. El acolo a fost stăpân și în Niesle, dar stăpân și acolo pe cruce, el a fost stăpân. Și-a dovedit autoritatea, verticalitatea. I-a zis lui Ioan, iată mama ta, la Maria i-a zis, iată fiul tău. Și o știut că nu s-au împlinit anumite lucruri și au spus, mi-e sete, ca să se împlinească cuvântul. I-a întins un burete cu oțet ca să-l bea. Și acolo pe cruce o mântuit. Pe cruce s-a comportat ca un Dumnezeu. Când a fost lăudat, nu s-a umflat. Noi nu rezistăm. Nu rezistăm, odată parcă ne ieșim din noi. Doamne, lasă peste cei cinci un duh de smerenie. Pentru că o altă cerință, o a treia pe care, cu care închei, fără multe comentarii, este smerenia. E un mare lucru. Cineva spunea, un mare lucru ca un om să rămână mereu același. Și după 40 de ani de lucrare, să rămâi așa cum a fost la început, în smerenie și în umilință. Ca unul care a început cu pași mărunți. În lucrare nu se pornește cu pași mari, cu mult elan în sensul atâta curaj. Dimpotrivă, oamenii care au prea mult curaj, aia mai trebuie stopați. Care au prea multă îndrăzneală, trebuie multă atenție. Se spune aici foarte frumos, oameni echilibrați în vorbire, cuvinte articulate, cuvinte cu greutate în familie, în biserică, unii cu alții. Extraordinar. Smerenia e un lucru mare. Știți ce a spus despre Domnul Iisus? El nu a găsit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, s-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea există un de aceea. Și în dreptul tău, de aceea Domnul te va ajuta în lucrare. Domnul te va sprijini în timp. De aceea și când te vei ruga, rugăciunile îți vor fi ascultate, dacă există această stare de smerenie. Încă o dată, Doamne, lasă smerenia peste toată biserica Betel. Vreau să vă spun că încă nimeni nu a murit de smerenie. Mai încape chiar și la biserica Betel. Și la nouă tuturor, încă, noi nu l-am atins pe Domnul în statură, la standard, dar tindem spre El. Veniți și învățați de la mine, eu sunt blând și smerit cu inima. Și când ești cu inima, e foarte ușor să fii și în exterior. Din interior se pornește spre exterior. Și atunci toate lucrurile vor fi bune și frumoase. Domnul să rămână cu toată biserica, să rămână cu cei cinci și cu familiile lor. Și în timp, după ani de zile, să se poată bucura, să nu regrete. Vreau să amintesc când am fost pus în lucrare, în 80, soția au plâns și au zis că, zice, eu nu am visat, zice, să am un soț lucrător. Mi-am dorit să lucrez în sensul să predic Evanghelia, ca să o mai făceam, dar așa sporadic, de unul singur. Ea știa parcă că vor fi și ei, și eu am înțeles. Și ce să spun, că au fost momente grele, deci celor cinci vreau să le spun că nu, și frații de aici care sunt lucrători știu, multe momente grele și au fost amintit în predică, în predicile de astăzi. Dar vreau ca să nu uităm, ăsta e drumul nostru, oricum greutăți vor fi, dar dacă este Domnul împreună cu noi, El înaintea noastră, noi pe urma pașilor Lui, nu se poate să nu avem un final bun cu El. În final, nu se poate să n-avem biruință. Domnul să lase biruința peste tot poporul său. Amin. Și în mod special peste cei cinci și familiile lor. Amin. Amin.